Registrarea prealabilă, într-adevăr, este un instrument relativ nou pentru alegătorii noștri. Noi l-am testat doar o singură dată în cadrul alegerilor din 2010. Atunci această aplicație a fost concepută și creată. Între timp, între 2010-2014, această aplicație a fost modernizată semnificativ. În cadrul acestor pregătiri către alegerile din toamnă, avem un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Biroul pentru Diaspora și în cazul nostru aceste date care vor fi acumulate în aplicația privind înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova care doresc să voteze, dar se află peste hotare, va fi doar un prim izvor. Un izvor fiind luat în considerare și celelalte două. Deci, în total, vor fi utilizate trei diferite izvoare. Datele de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în privința persoanelor care sunt înregistrate la evidență diplomatică și consulară, datele privind cetățenii Republicii Moldova asociați în diaspore, datele statistici, se are în vedere și repartizarea lor geografică, plus datele de la înregistrarea prealabilă. Toate aceste trei izvoare vor servi instrument pentru guvern să decidă unde și câte birouri electorale în afara țării vor fi amplasate. Noi chiar și am bugetat bani în divizul de cheltuieli pentru organizarea alegerilor din toamna acestui an, resurse mai mari decât anterior. Spre exemplu, în alegerile din noiembrie 2010, în afara țării, în total au fost înființate 75 de birouri. În alegerile următoare, noi planificăm să fie circa 100 de birouri. Deci avem resurse financiare disponibile, care guvernul ne le-a alocat. În acest context, noi credem că numărul birourilor va oscila în jurul cifrei 100. Deci cu o majorare de 25%. În listă este posibil să nu se regăsească dacă va fi înregistrat prealabil, cu certitudine va fi radiat din lista electorală din Republica Moldova. Dar acest lucru nu înseamnă că acest cetățean nu va putea vota. El trebuie să se prezinte la biroul electoral unde anterior a fost înregistrat cu actul de identitate, deja interior, buletin de identitate cu fișa de însoțire, nu pașaport, și să-și ceară dreptul de a vota. Și cu certitudine acest drept îi va fi oferit. Pe simplu motiv că, în primul rând, va fi verificat în baza sistemului informațional Registrul de Stat al Alegătorilor, se va constata că acest cetățean nu a participat în această zi la votare anterior, și îi se va oferi acest drept, fiind înregistrat în listă suplimentară. Fie că este vorba de pașaportul de cetățean al Republicii Moldova, pașaport pentru intrare ieșire, indiferent de statutul acestui pașaport, deci mă refer fie că este pașaport cetățean, fie că este pașaport de serviciu, fie că este pașaport diplomatic. Contează să fie un act de identitate valabil. Ori la fel se acceptă titlurile de călătorie pentru participare la votare, care la fel sunt acte de identitate provizorii. Să înțelegem că votarea cu pașaportul expirat va fi expusă. Nu se admite, da. Deci doar acte valabile. În contextul riscului de votare multiplă și nu însăși a votării, pentru că asemenea precedente în Republica Moldova nu au fost constatate ilegal, atât în țară cât și în birourile de peste hotare. Dar am să vă atrag atenția că în acest an, în paralel cu ceea ce v-am zis eu de înregistrarea prealabilă, Comisia Electorală Centrală lansează un alt sistem informațional, Registrul de Stat al Alegătorilor, care presupune instalarea în fiecare birou electoral a câte două computere conectate la internet, care, prin intermediul rețelelor internet, prin rețele protejate, canale de comunicare protejate, vor fi conectate la baza de date CEC, la serverul CEC. Și în aceste computere se vor bifa codul personal al cetățeanului și imediat pe serverul nostru va fi verificat. A participat acest cetățean la votare? Ori nu. Dacă a participat odată, înseamnă că va apărea semnal clar că este cazul să fie chemată poliția pentru că avem în față un cetățean rău intenționat.
El, evident că va fi implementat, deci guvernul a alocat toate resursele necesare pentru acest lucru financiare și către imediat alegerile din toamna acestui an, achizițiile vor fi finalizate, softurile sunt pregătite, muncim acum la securizarea sistemului, adică finalizăm aceste proceduri. Deci principalele recomandări sunt totuși de aprobare legislației în domeniul finanțării partidelor politice și campaniilor electorale. Acest subiect rămâne în continuare pe ordine de zi și este unul extrem de sensibil. Pentru că atât societatea în interiorul țării, cât și comunitatea internațională este direct interesată ca în Republica Moldova, ca și în orice alt stat care pretinde a fi un stat democratic, alegerile să fie organizate legal și cu suporturi financiare legale inclusiv. Deci fiecare cetățean din Republica Moldova, orice cetățean din Republica Moldova care este plecat peste hotare, cred eu că ar dori să cunoască de unde iau partidele bani, cum acumulează aceste fonduri, cum le cheltuie, cine sunt donatorii, cine sunt beneficiarii acestor sume financiare. Deci în cazul dat, noi am elaborat două proiecte de lege, sunt în Parlament, unul elaborat de sub egida Comisiei Electorale Centrale, unul a fost semnat de către un membru în Parlament. Deci aceste proiecte se află pe agenda legislativului și sperăm noi până la alegeri vor fi aprobate.